Cea mai înaltă cultură. În Proverbe, capitolul 3, cu versetul 13, găsim scris: ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, iar omul care consimte să fie modelat și transformat după asemănarea divină este cel mai nobil exemplar al lucrării lui Dumnezeu. Cunoașterea experimentală a adevăratei evlavii, prin consacrare zilnică și slujire lui Dumnezeu, asigură cea mai înaltă cultură a minții, sufletului și trupului. În părtășirea puterii divine, ne onorează eforturile sincere depuse în căutarea înțelepciunii pentru a ne putea folosi conștiincios aptitudinilor noastre intelectuale cele mai înalte, ca să-L onorăm pe Dumnezeu și să fim o binecuvântare pentru semeni. Deoarece aceste aptitudini provin de la Dumnezeu și nu sunt create de sinele nostru, ele trebuie apreciate ca fiind talente oferite de Dumnezeu pentru a-L sluji. Aptitudinile intelectuale încredințate cerului trebuie tratate ca puteri superioare ce conduc regatul trupului. Poftele și pasiunile naturale trebuie să fie controlate de conștiință și de dragostea spirituală. Religia lui Iisus Hristos nu degradează niciodată destinatarul, niciodată nu l-a face grosolan sau aspru, nepoliticos sau încrezut, pasionat sau insensibil. Dimpotrivă, rafinează gustul, sfințește judecata, purifică și înnobilează gândurile, aducându-le în captivitate la Iisus Hristos. Idealul lui Dumnezeu pentru copiii săi este mai înalt decât cel mai înalt gând la care poate ajunge omul. Dumnezeul cel viu a dat în sfânta sa lege o transcriere a caracterului său. Cel mai mare învățător pe care l-a cunoscut vreodată lumea este Iisus Hristos, care este standardul pe care l-a impus pentru ca toți cei care cred în el să îl ajungă. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru care este în ceruri este desăvârșit. Matei 5,48. Așa cum Dumnezeu este perfect în sfera sa înaltă de acțiune, la fel și omul poate fi perfect în sfera sa umană. Idealul caracterului creștin este asemănarea cu Hristos. În fața noastră este deschisă o cale de progres continuu. Avem un obiectiv de atins, un standard de câștigat, care include tot ce este bun, pur și înalt și nobil. Ar trebui să depunem eforturi continue și să progresăm constant înainte și în sus, spre perfecțiunea caracterului. Părinte Ceresc, îți mulțumesc atât de mult că Tu îmi oferi totul ca eu să pot avea un caracter nobil, curat. Îți mulțumesc pentru că Duhul Tău cel Sfânt este întotdeauna dispus să mă conducă. Fii slăvit și lăudat, pentru că știu că și astăzi eu pot să fiu biruitor, pentru că mergi cu mine. Amin.